Salutare tuturor, eu sunt Cosmin, iar astăzi, alături de marele veteran de pe canal Chris, o să discutăm despre roboți din desene animat. Ei bine, dacă mai doriți clipuri cu Chris sau să mă susțineți, o puteți face prin apăsarea butonului de like și cel de subscribe, plus acropoțelului pentru a fi la curent cu noile clipuri care vor apărea pe acest canal. Iar noi întoarcem de la clip. Robot Boy este un robot construit de profesorul Moshimo. El a fost conceput să semene cu un băiat adevărat. Robot Boy are 3 stări, dezactivat unde seamănă cu o păpușă, normal, unde are aproximativ înălțimea lui Tommy Bookluck, și superactivat, unde are forma cea mai înfricoșătoare și este dotat cu rachete și mitraliere cu care poate ataca în situații necesare. Moshimo intenționa să-l introducă într-o competiție de luptă cu roboți, dar înainte de a putea face acest lucru, vechiul său rival, Dr. Kamikaze, a aflat de Robot Boy și a intenționat să-l fure pentru a prelua lumea. Știind răul pe care o putea face cu Robot Boy, Moshimo l-a trimis la cel mai mare fan al său, Tommy Bookluck. În desen se spune că Robot Boy a fost dat lui Tommy pentru ca Robot Boy să învețe cum să fie ca un beta de și cum să se comporte pe lângă alți oameni normali. Bimo, prescurtat din Bimor, care prin intonație reiese în Bimo, este unul dintre personajele principale din Adventure Time și, de asemenea, protagonistul principal titular al episodului cu același nume, Distant Lens. Bimo este o consolă portabilă de jocuri video, dar în desen îl putem observa cum este folosit de către Finn în mai multe moduri folositoare. Bimo este caracterizat ca un robot loial, de încredere și de ajutor, care îl ajută pe Finn și Jake mereu. Karen Plankton este unul dintre cele 10 personaje principale, precum și antagonistul secundar din desenul SpongeBob SquarePants. Ea este un computer care stă mai mereu în laboratorul din restaurantul Chum Bucket. Ea este soția lui Plankton, care îi furnizează planul malefic de a fura formula Krabby Patty. Din cauza că și ea este proprietatea restaurantului, găleata cu momeală, uneori în episoade o putem observa cum ea face toată munca de bucătar sau de kelner atunci când Plankton este ocupat cu încercarea de a fura formula secretă. One, sau cel mai frecvent cunoscut sub numele de One-One, este un însoțitor robot al lui Tulip, care încearcă să o ajute să găsească o cale de întoarcere acasă. One-One se poate împărți în două jumătăți, fiecare propria sa personalitate. Cele două jumătăți sunt numite Sad-One și Glad-One, dar împreună fiind One-One. One-One este de asemenea adevăratul conductor al trenului infinit și își recâștigă această poziție la sfârșitul Book 1 sau sezonul 1 din Infinite Train. Bobert 6B, sau mai bine cunoscut sub numele de Bobert, este un personaj secundar din Amazing World of Gumball. Este un robot de înaltă tehnologie care studiază și el la Elmore Junior High și este de departe cel mai deștept elev din școală, chiar mai inteligent decât Anais, William sau Ellen. Ei bine, aici închin clipul, dar voi ce părere aveți? Care din acești roboți vi se pare cel mai interesant? Lăsați-mi un comentariu cu părerea voastră, iar noi ne vom vedea la un videoclip. Ciao!